Mai bine de un milion de oameni au părăsit Ucraina. Mulți dintre ei trec prin orașul Lviv. Așa cum ne va relata George Thomas de la CBN, comunitatea creștină depune eforturi pentru a ajuta refugiații. E un scenariu exasperant care se poate vedea în Ucraina. Soți ca Pavlo sunt constrânși să își ia rămas bun de la soție și de la fiicele sale de 2 ani, care se pregătesc să urce într-un autobuz aici în Lviv pentru a fugi în Polonia din cauza invaziei Rusiei. E groaznic, deoarece a fost ceva neașteptat și nimeni nu s-a pregătit pentru această situație. Mai bine de 600.000 de oameni au fugit până acum în țările învecinate. Mulți dintre ei ajung aici, în Lviv, în partea de vest a țării. Uitați-vă, ei vin cu o valiză, cu o geantă de voiaj. Din câte am înțeles, bărbaților din Ucraina nu li se permite să urce în trenurile care pleacă din Kiev și merg spre Lviv. Bărbaților între 18 și 60 de ani nu li se permite să urce în tren deoarece guvernul spune că are nevoie de ei pentru a lupta. Rămânem aici și trebuie să ne prezentăm ca voluntari. Vom face tot ce putem aici, în Lviv. În apropierea gării principale din Lviv sunt aceste trei femei care au fugit săptămâna aceasta de bombardamente și care nu se cunoșteau în prealabil. Aici avem niște cârnați. Au fost adăpostite în apartamentul mic al Anastasiei Mociar, pe care îl împarte cu fratele ei. Nu știu cât voi fi aici, deoarece e greu să-ți faci planuri. Ana Tekachenko este din Harkov, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, unde armata rusă a bombardat clădirea primăriei marțea trecută. E greu să urmărești știrile și să vezi fotografii cu aceste cartiere. Locurile pe care le frecventam au fost distruse într-o clipă. Este așa de trist. Asemenea multor localnici din Lviv, Anastasia Mociar, o ucraineană creștină de 22 de ani, a decis să primească în apartamentul ei trei tinere, deși nu le cunoștea. Nu e o situație neobișnuită pentru mine, deoarece am crescut într-o familie primitoare. Am ajutat mereu oamenii care treceau printr-o perioadă dificilă. La sfârșitul săptămânii trecute, biserica lui Mociar a transformat toate încăperile disponibile de birouri în camere temporare pentru familiile de refugiați. Vor veni valuri și mai mari de refugiați. Nu știm ce urmează să se întâmple, însă comunitatea creștină de aici e pregătită să ajute, să asigure adăpost și tot ce mai putem face. Națiunile Unite ne avertizează că în următoarele săptămâni, în urma exodului continuu, 5 milioane de oameni ar putea să își părăsească țara. Alpha. Oh,